Pe dealurile pitorești din Muntenia, România, înconjurate de pini luxurianți și lacuri cristaline, locuia un bărbat pe nume Andrei. Era o figură binecunoscută și respectată în orașul său natal, un antreprenor care și-a construit un imperiu în industria construcțiilor de la zero, prin muncă asiduă și dedicare. Compania lui Andrei, o sursă locală de mândrie, ridicase numeroase structuri impresionante, transformând peisajul rural într-o comunitate prosperă. Cu toate acestea, Andrei nu era doar un om de afaceri de succes. Era și un om cu un trecut dureros, marcat de pierderea soției și o relație dificilă cu cei doi fii ai săi, Alexandru și Marius. În tăcerea conacului său victorian, Andrei trăia dualitatea de a fi un văduv de succes, dar și chinuit emoțional. Alexandru, fiul cel mare, era mândria și bucuria lui Andrei. Vedea în Alexandru o extensie a sa, inteligent, ambițios și cu un talent natural pentru afaceri. Din copilărie, Alexandru fusese alături de tatăl său, absorbând cunoștințele și abilitățile sale și astfel fusese desemnat moștenitor aparent al companiei. Alexandru era reflexia unui vis împlinit, continuarea unei moșteniri. Pe de altă parte, Marius, fiul mai mic, trăia în umbra fratelui său. Era un băiat bâlând și plin de pasiune pentru dreptate, cu un talent natural pentru rezolvarea problemelor. Cu toate abilitățile sale, Marius suferea de respingerea paternă. Preferința lui Andrei pentru Alexandru era evidentă în toate aspectele și această parțialitate crea o ruptură între tată și fiu. Marius, deși la fel de capabil ca și Alexandru, era adesea ignorat, atât în afaceri, cât și în momentele de familie. Motivul acestei respingeri era însă înrădăcinat într-un secret din trecut pe care Andrei îl purta cu durere în inimă. Soția lui Andrei îl trădase cu ani în urmă, iar Marius era produsul acelei dureroase infidelități. Această revelație, care avusese loc puțin înainte de moartea soției sale, transformase iubirea pe care Andrei o simțea pentru Marius în amărăciune și resentiment. Cu toate că Marius era nevinovat în acest episod, el era o amintire constantă a unei trădări pe care Andrei nu putea să o ierte. Astfel, în peisajul liniștit al munteniei, viața lui Andrei se desfășura între înălțimile și adâncimile de a fi un antreprenor de succes și un tată divizat între iubire și respingere față de feii săi. Inima sa, deși mândră de fiul său cel mare, purta încă durerea trădării și vinovăția pentru respingerea fiului său mai mic. Alexandru, fiul preferat, se evidenția nu doar prin inteligența sa, ci și prin carisma sa incontestabilă, care îl făcea centrul atenției. El avea un zâmbet captivant și un dar natural de a convinge oamenii din jurul său, calități care îl ajutau să câștige inima tatălui său și conducerea afacerii de familie. Alexandru era ambițios și hotărât, căutând mereu noi oportunități și fiind dispus să înfrunte provocări, caracteristici pe care Andrei le admira. Cu toate acestea, în timp ce și Marius era talentat și avea un mare potențial pentru afaceri, el primea areori recunoașterea pe care o merita. Marius era creativ, isteț și poseda un simț ascuțit al justiției. Dar aceste calități erau umbrite de preferința lui Andrei pentru Alexandru și de secretul care bântuia familia. Tensiunea dintre Andrei și Marius crescuse de ceva timp. Aerul din casă devenise greu, iar fiecare schimb de priviri între tată și fiu hrănea furtuna iminentă. Până într-o zi, în biroul companiei, s-a întâmplat inevitabilul. A muncit la fel de mult ca Alexandru. Marius l-a confruntat pe tatăl său, arătând un raport financiar de succes pe care îl pregătise. Merită aceeași recunoaștere ca el. Andrei, așezat în spatele biroului său din Mahon, l-a privit pe Marius cu un ochi rece și obosit. Nu e vorba despre munca ta, Marius, a spus el, vocea sa scăzută și controlată. E vorba despre încredere. E vorba despre familie. Eu sunt familia ta, a ripostat Marius, frustrarea evidentă pe față. Eu sunt fiul tău, indiferent ce a făcut mama mea. Menționarea infidelității soției sale l-a lovit pe Andrei ca o lovitură. S-a ridicat brusc, ochii lui arzând de furie și durere. Nu ai dreptul să vorbești despre ea, a strigat el, arătând către ușă. Dacă crezi că poți să mă disprețuiești în propria mea casă și propria mea companie, te înșeli amarnic. Marius, șocat de izbucnirea tatălui său, a rămas tăcut. L-a privit pe Andrei Omul care odinioară îl numise fiu, acum este un străin în fața sa. Vreau să pleci, a spus Andrei, vocea sa acum șoaptă dar cu hotărâre neclintită, izgonindu-și fiul din casă. Marius, deja un tânăr adult, a fost nevoit să se confrunte cu lumea singur, purtând stigmatul de a fi fiul nedorit, rezultatul unei trădări pentru care nu era vinovat. Între timp, Alexandru a continuat să strălucească în ochii tatălui său, fără să-și dea seama de suferința fratelui său și de furtuna care se pregătea. Între timp, Alexandru, care se arătase întotdeauna carismatic și inteligent, a început să dezvăluie o latură întunecată și lipsită de scrupule. Ambiția sa nețărmurită și setea de putere l-au condus să se implice în afaceri licite și practici neetice, compromițând integritatea companiei de familie. Prin intermediul unei rețele de contacte dubioase, Alexandru devia fonduri de la companie, manipula contracte și ștergea urmele înregistrărilor financiare. Falsifica contracte și mituia oficiali publici, asigurându-se că compania de construcții beneficia de concesiuni ilegale și licitații. În spatele zâmbetului său fermecător se afla un om care nu economisea eforturi pentru a-și menține poziția și bogăția. Cu toate acestea, justiția nu a întârziat să-l ajungă. Autoritățile, Alertate de informații anonime și investigații paralele, au început să se apropie de companie și de practicile sale corupte. Alexandru, simțind presiunea crescând, știa că era doar o chestiune de timp până când acțiunile sale vor ieși la iveală. Disperat să se protejeze pe sine și reputația sa, Alexandru a conceput un plan diabolic. Avea să-l incrimineze pe propriul său tată pentru infracțiunile pe care le săvârșise. Cu pricepere și viclenie, a manipulat documente și probe, plantând dovezi incriminatorii care îl indicau pe Andrei drept mintea criminală din spatele ilegalităților. Așa că atunci când autoritățile au bătut la ușa companiei, au găsit un șir de corupție care îl indica direct pe capul familiei. Fără să fie conștient de mahinațiunile fiului său, Andrei a fost luat prin surprindere, neînțelegând că urma să devină țapi spășitor pentru crimele fiului său preferat. Pe măsură ce evenimentele se desfășurau, Andrei, prosperul antreprenor care odinioară domnea supremă Muntenia, a fost arestat și condamnat pentru corupție. Ciocanul judecătorului suna ca un preludiu la o viață pe care nu și-o imaginase vreodată. A fost dus în custodie, imaginea sa de succes și respectabilitate fărâmițată într-o clipă. Lumea lui Andrei s-a schimbat dramatic. Pereții celulei sale de închisoare au devenit noua sa casă, înlocuind conacul victorian în care locuise odinioară. Uniforma sa de deținut a înlocuit costumele bine croite pe care obișnuia să le poarte. Imperiul său de afaceri, cândva înfloritor și prosper, s-a prăbușit, lăsând în urmă doar amintiri și regrete. Singurătatea pătrundea în sufletul său ca o ceață rece. Zilele și nopțile se contopeau într-o monotonia nesfârșită. Gândurile sale rătăceau adesea către soare. Expulzase fiul care, dintre toți, îi arătase compasiune și dragoste necondiționată. Cu toate durerile și izolarea, exista o singură sursă de lumină în viața lui Andrei. Marius Abandonat de mulți care îl numeau odată prieten și evitat de Alexandru, care se ascundea în spatele unui văl de negări, era Marius cel care sta ferm alături de tatăl său. Într-o zi, șezând în celula sa, Andrei a auzit sunetul pașilor apropiindu-se și ecoul cheilor care făceau zgomot. Gardianul a anunțat sosirea unui vizitator. Inima lui Andrei a bătut mai tare în timp ce era condus în sala de vizită și a văzut fața familiară a lui Marius de cealaltă parte a geamului. Marius, murmură Andrei, vocea lui tremurândă de emoție. Salut, tată, a răspuns Marius cu un zâmbet trist, ochii să-i strălucind de hotărâre și compasiune. Andrei înghiți în sec, simțind un val de recunoștință și regret. Nu mă așteptam să te văd aici, fiule. Îmi pare rău pentru tot. Marius a dat din cap, dar nu a arătat niciun resentiment. Tată, am venit pentru că cred în tine. Știu că nu ai făcut ce spun ei. Mă voi lupta să dovedesc nevinovăția ta. Cu lacrimi în ochi, Andrei se uită la soarele pe care îl respinsese atâta vreme. Mulțumesc, Marius, spuse el, vocea sa sufocată de emoție. Așa că fiul respins a devenit singurul sprijin pentru tatăl său în furtuna de disperare pe care viața lui devenise. Uniți de adversitate și dorința de dreptate, tatăl și fiul aveau să meargă împreună în căutarea adevărului și a răscumpărării. Chiar dacă a fost respins de tatăl său atâția ani, Marius nu l-a abandonat niciodată. Dragostea și loialitatea lui Marius îl împingeau înainte, chiar și în mijlocul durerii și tristeții. S-a înscris la facultatea de drept și s-a dedicat, trup și suflet, studiilor sale, hotărât să facă o diferență în lume și să lupte pentru justiție. După ani de studiu și dedicare, Marius a absolvit cu onoruri și și-a câștigat rapid reputația de avocat strălucit și strident. Cu inima concentrată asupra obiectivului său, a lucrat neobosit pentru a redeschide cazul tatălui său, sperând să descopere adevărul și să le libereze pe Andrei de condamnarea injustă. Marius și-a investit ani de viață în această căutare, examinând fiecare detaliu al cazului, analizând documente și intervievând martori. A străbătut un drum lung urmărind piste care l-ar conduce la adevărul din spatele plasei de minciuni și corupție. Cu meticulozitate și răbdare, Marius a reușit să adune suficiente dovezi pentru a-și dovedi nevinovăția tatălui său și a expune vina lui Alexandru. Determinarea și pasiunea lui Marius pentru justiție au fost instrumentale în descoperirea cazului. A arătat lumii adevărul despre șiretlicurile malefice ale lui Alexandru și nedreptatea care fusese comisă împotriva lui Andrei. Cu fiecare nouă descoperire și bucățică de puzle potrivită, Marius se apropia tot mai mult de a-i absolvi tatăl și de a repara legăturile familiale spulberate. În tribunal, moștenitorul era acuzat cu așteptare și tensiune. Toate privirile erau îndreptate spre Marius în timp ce se pregătea să-și prezinte constatările. Și a ajustat cravata, a luat adânc o gură de aer și a început să vorbească. Onorați judecător, jurați, vreau să prezint dovezi noi care vor schimba cursul acestui caz, a spus el, vocea sa sigură rezonând prin sala de judecată. Marius a desfășurat cu meticulozitate probele pe care le adunase. Cu fiecare document, fiecare mărturie și fiecare probă, a pictat un tablou convingător al nevinovăției lui Andrei și a vinovăției lui Alexandru. Aceste dovezi arată dincolo de orice îndoială că tatăl meu Andrei este nevinovat de acuzațiile aduse, a afirmat Marius, ochii săi strălucind de hotărâre. Și din păcate, dezvăluie că adevăratul vinovat este fratele meu Alexandru. O liniște a căzut peste sala de judecată, întreruptă doar de șuieratul hârtiilor și de șoaptele de șoc ale mulțimii. Întregul oraș părea să fie în șoc. Fiul favorit, Alexandru, prodigiu carismatic, era adevăratul vinovat. Alexandru a fost arestat, masca sa de nevinovăție sfărâmată în cele din urmă. Sala de judecată era în tumult, dar în mijlocul haosului, un bărbat s-a ridicat, eliberat de cătușele și umbra vinovăției care îl bântuia atât de mult timp. Andrei a fost în sfârșit eliberat. În timp ce îl îmbrățișa pe Marius, recunoscător și emoționat, întregul oraș a fost martor la răscumpărarea omului pe care îl judecase greșit și la curajul fiului respins care s-a luptat pentru adevăr și justiție. Imediat ce Andrei și Marius s-au terminat îmbrățișarea, tatăl s-a uitat în sus pentru a-și găsi fiul cel mare, Alexandru, fiind condus departe de gardieni. Camera era încă vibrând de la revelația șocantă, iar aerul era încărcat de șoc și trădare. Andrei s-a îndreptat încet spre Alexandru, fiecare pas reflectând durerea unui tată trădat de propriul său fiu. Cu ochii fixați pe Alexandru, Andrei a vorbit, vocea lui fermă în ciuda nodului din gât. Alexandru, cum ai putut?" Cum ai putut să mă lași să iau vina pentru crimele tale? Alexandru și-ar fi privit tatăl cu o privire rece și disprețuitoare. Am făcut ce trebuia să fac, bătrâne. A scuipat cuvintele cu dispreț. Ai fost mereu slab, întotdeauna făceai totul după carte. Am fi putut fi mult mai prosperi, dar tu mereu interveneai. Voiam doar ce îmi aparține pe drept. Sala a căzut într-o tăcere șocantă, mărturisirea lui Alexandru răsunând în pereții sălii. Andrei a dat din cap, cu un amestec de tristețe și neîncredere în ochi. Ai avut totul, Alexandru, și acum ai pierdut totul din cauza lăcomiei și egoismului. Cu aceste cuvinte, Andrei s-a îndepărtat, lăsându-le pe Alexandru să suporte consecințele acțiunilor sale. Curtea a privit în tăcere cum fiul favorit era dus departe, lăsând în urmă un tată rănit, dar în sfârșit liber și un frate respins care s-a dovedit a fi adevăratul erou al poveștii. După furtuna de evenimente, legătura dintre Andrei și Marius a început să se transforme, să crească și să se întărească în moduri pe care nu le-au imaginat niciodată. Andrei, văzând acum pe Marius printr-o lentilă nouă, l-a perceput pe fiul său într-un mod complet diferit. A văzut cu claritate forța de neclintit pe care Marius o arătase chiar când lumea părea împotriva lui. A văzut loialitatea necondiționată a lui Gabriel, care, în ciuda respingerii, nu și-a abandonat niciodată tatăl. A văzut curajul neobosit pe care Marius îl arătase în fața nedreptății și în lupta pentru adevăr, chiar și când șansele erau împotriva lui. Aceste calități, anterior obscurate de prejudecățile și resentimentele lui Andrei, străluceau acum mai strălucitor ca oricând. Și cu această nouă înțelegere a venit o nouă iubire și respect pentru Marius. O iubire care fusese pierdută, dar acum în flori mai puternică ca oricând. Împreună, tată și fiu au pornit să reconstruiască. Să reconstruiască compania care fusese pătată de lăcomie și corupție. Să reconstruiască relația lor, care fusese spulberată de respingere și trădare. Și în fiecare zi, cu fiecare pas pe care îl făceau împreună, au demonstrat că chiar și în cele mai adverse circumstanțe, dragostea și adevărul pot învinge. Moștenirea lui Andrei, odată amenințată de umbra corupției, înfloreștea acum în mâinile capabile ale lui Marius. Compania prospera, iar relația dintre tată și fiu devenea tot mai puternică, marcând un nou capitol pentru familie și orașul care a fost martor la călătoria lor tumultuoasă. Și astfel, dragii mei privitori, încheiem povestea lui Andrei și Marius, o călătorie a trădării, respingerii și răscumpărării. O poveste care ne învață că adevărul găsește întotdeauna o cale de a ieși la lumină și că chiar și în cele mai întunecate momente, lumina dragostei și loialității poate străluci. Această poveste ne arată că, indiferent de cât de complexe ar putea fi împrejurările, întotdeauna există o oportunitate pentru creștere, iertare și schimbare. Andrei și Marius ne-au arătat cum să facem fața adversității și să depășim obstacolele, ceea ce în cele din urmă poate duce la o înțelegere mai profundă și la o iubire mai puternică. Sperăm că v-ați bucurat de această poveste la fel de mult ca noi. Și poate să servească drept amintire că, Oricât de dificilă ar părea viața, întotdeauna există speranță și întotdeauna există o cale de a face lucrurile corect. Dacă v-ați bucurat de acest videoclip, nu uitați să dați like și să-l împărtășiți cu prietenii voștri. Și, desigur, dacă nu sunteți deja abonat, apăsați butonul de abonare și activați notificările pentru a nu rata niciunul dintre videoclipurile noastre viitoare. Vă mulțumim foarte mult pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip. Până atunci, amintiți-vă, chiar și în cele mai întunecate furtuni, există întotdeauna un far de lumină. Pe curând, prieteni!